Împreună pentru bunici este proiectul implementat de Primăria Comunei Traian, care vine în sprijinul vârstnicilor din localitate. 161 de bătrâni vor beneficia de îngrijire la domiciliu, o masă caldă pe zi, servicii de asistență medicală, psihologică, în cadrul unui centru comunitar. Durata de implementare este de 36 de luni, iar bugetul proiectului este de 2.793.472,97 lei. Acest proiect se va adresa unui număr de 161 de bătrâni din localitatea noastră. Noi nu avem doar 161 de bătrâni, noi, din fericire, avem peste 500 de bătrâni la nivel de localitate. La o trecere în revistă, deci nu în fiecare, cu fetele de la asistență, la compartimentul de asistență socială și cu managerul, și de când în revistă fiecare bătrân din localitate, chiar dacă nu ne-ați văzut pe stradă, noi avem evidența dumneavoastră. Proiectul se limitează doar la 161 de persoane, dar asta nu înseamnă că noi, prin compartimentul de asistență socială, primăria nu va avea grijă de ceilalți bătrâni care au nevoi speciale. Foarte mulți bătrâni au rămas singuri și ei vor fi prioritatea zero pentru noi, deci acolo ne vom duce să vom interveni. Proiectul ne permite să angajăm 6 persoane care are pregătire, îngrijire, ca și pregătire, îngrijire bătrâni, care să țină legătura între noi, autorități și grupul țintă, în așa fel încât, bineînțeles că aceste persoane se vor deplasa zilnic în teren, vor merge la acești oameni care vor face parte din grupul țintă, acolo unde sunt netransportabili și nu mai poate să-și asigure menajul, o să-i sprijine, să încerce să asigure condițiile minime de igienă și curățenie, îi vor sprijini în achiziționarea rețetelor, le vor așeza medicamentele, că din păcate unii săraci sunt în imposibilitatea să-și ia medicamentele conform rețetelor. Și cel mai important lucru este că vom avea contact cu, că dumneavoastră aveți nevoie de primărie, aveți nevoie de compartimentul de asistență socială. Legislația pe asistență socială este destul de bine armonizată, destul de bine pusă la punct. Problema este legătura dintre asistat și primărie. În cadrul proiectului Împreună Inovăm avem de deschis un centru comunitar multifuncțional, integrat, în care Primăria Traian va oferi servicii pentru toate categoriile de persoane care locuiesc în Comuna Traian, pornind de la copii, femei, adulți, bătrâni. Proiectul Împreună pentru Bunici asigură sustenabilitatea acestui centru, în sensul că va continua funcționarea acestuia și după ce se finalizează Împreună Inovăm. Centrul este acum în pregătire pentru a deservi pentru a oferi aceste servicii și sperăm să se deschidă în o săptămână. Două săptămâni maxim, iată ce ne spunea domnul primar. Cadrul centrului va funcționa și partenerul proiectului Împreună pentru Bunici, DGASFC, prin doamnele psiholog. Deci veți putea merge la sesiuni de consiliere psihologică, de discuții libere. În cadrul proiectului Împreună pentru Bunici avem un buget și o masă caldă pe zi pentru toate cele 161 de persoane din proiect. Vreau în primul rând să felicit și eu pe domnul primar, pentru că sunt puține primăriile care se zbat să acceseze fonduri europene pentru bunătățirea condițiilor de viață, de sănătate, pentru o viață mai bună a locuitorilor din localitățile județului nostru. Am fost bucuros să fim aleși ca parteneri. Vom acționa cu colegele noastre și vom pune la dispoziția dumneavoastră întreaga noastră experiență pe care o avem de peste 20 de ani. Primăria Comunei Traian devine un lider în accesarea fondurilor europene. În implementare se află și proiectul Împreună Inovăm, măsuri integrate de dezvoltare și incluziune socială în Comuna Traian, cu peste 890 de beneficiari, persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială.
Prin acest proiect, peste 100 de oameni au fost integrați în câmpul muncii și alte 22 de firme au fost înființate la nivelul localității. Primăria Comunei Traian a reușit să acceseze aceste două mari proiecte care sumează peste 5.200.000 de euro, deci proiecte gigante. Deci în lei cred că undeva aproape de 250 de miliarde. Dar să știți că în urma accesării acestor proiecte, deja am trimis în câmpul muncii, cred că peste 100 de oameni cu contracte de muncă. Asta înseamnă venituri pentru oameni, asta înseamnă că i-am legat de localitate de oameni, asta înseamnă venituri și la bugetul local. Și nu numai asta s-a întâmplat prin aceste două proiecte, știți și ați auzit și dumneavoastră că s-au înființat 22 de firme, unele din ele au între 3 și 4 angajați deja și are doar, cred că, jumătate de ani de activitate. Sper să ajute bătrânii din localitatea mea să vă fie de folos, că de fapt de asta accesăm aceste proiecte. Ele nu sunt pe departe cele mai mari proiecte. Avem, spre exemplu, cred că mâine o să semnăm contractul pe canalizare, care o să fie un contract la fel de gigant ca primul proiect, undeva la aproape 5 miliarde. Deci veți beneficia de canalizare, veți beneficia de raporturi gratuit, dar toate astea, după ce ne vom asigura oameni buni, că suntem în stare să ne oprim oameni acasă. Deci să facem în primul rând ceva pentru a opri exodul. La evenimentul de lansare a proiectului Împreună pentru Bunici, reducerea numărului de bătrâni vulnerabili în Comuna Traian, au participat autoritățile județene care încurajează unitățile administrativ-teritoriale în atragerea fondurilor europene. Aveți unul dintre cei mai buni primari din județul Ialomița și cred că unul dintre cei mai buni primari din țară. Îl cunosc pe fără de foarte mult timp. Suntem prieteni, parteneri de administrație și vreau să vă spun că am toată admirația pentru tot ceea ce face. Am început aceste finanțări europene care nu sunt deloc simplu de accesat. Fiecare finanțare europeană implică niște eforturi foarte mari, implică un efort administrativ destul de mare, un efort financiar, dar foarte important, trebuie să aibă curaj pentru a accesa aceste fonduri europene. FNL a demonstrat că are curaj și că face tot ce poate pentru dumneavoastră, cetățenii din Comuna Traian, să aveți servicii cât mai bune. Astăzi suntem la o conferință de presă în care se inițiază un nou proiect. O valoare importantă, aproape 27 de miliarde de lei, care vor ajunge în servicii sociale pentru dumneavoastră, pentru 161 de pensionari, cărora li se va îmbunătăți cu siguranță nivelul de viață pentru cei 3 ani de zile, timp în care se va derula acest proiect. Vă spuneam că nu este ușor, vreau să felicit și echipa de implementare a acestui proiect, pentru că într-un succesul unui proiect ține foarte mult de modul în care echipa de implementare funcționează, de experiență, dar foarte important de curajul pe care îl au acești oameni. Aveți șansa că sunteți într-o localitate cu un primar care atrage fonduri europene și fonduri naționale. La acest moment, dacă nu greșesc, la nivelul Comunei Traian sunt peste 10 milioane de euro absorbiți, 5 milioane și 200 de mii de euro din fonduri europene, alte 5 milioane din programele naționale de dezvoltare și asta cu siguranță va duce la o infrastructură mai bună în Comuna Traian și la niște servicii sociale mult mai bune pentru dumneavoastră. De asta am fost aleși de oameni să facem față, să accesăm proiecte europene cu fonduri nerambursabile, să facem ceva pentru a schimba viața comunității noastre și în special a oamenilor, pentru că eu consider, nu că nu ar fi importante și investițiile pe infrastructură, dar dacă facem infrastructură, să avem pentru cine să facem infrastructura. Și am dat și am ales ca prioritate proiectele care vizează în mod special
resursa umană din localitatea noastră. Pentru grupul Țintă, proiectul este mai mult decât binevenit în contextul în care în localitate sunt vârstnici care nu își mai pot purta singuri de grijă. Foarte venită, foarte bună. De ce? Pentru sprijinirea pensionară bătrâni care nu mai au sprijine. Foarte bun. Sunt mulți pensionari în această situație? Da, sunt. Sunt persoane. Uite, eu am o verișoară care și ea și soțul ei sunt la pat. Eu zic că e bine. E bine oricum, pentru că un ajutor din ăsta e venit bine oricând. Un bătrân, când îi dai un dumicat și o pâine care îi se cumpără de un vecin, sunt mulțumiți pentru ea care li se aduce acasă. Noi nu o să ne oprim aici, nici eu, nici echipa mea din primărie. Vom face tot ce este posibil să accesăm, dar se poate absolut pe toate zone, pe toate măsurile, deci în așa fel încât să facem ceva, să schimbăm ceva în viața dumneavoastră. De asta suntem aici. Prin cele două proiecte derulate la nivelul comunei, primăria Traian a atras peste 5.200.000 de euro în beneficiul locuitorilor săi.